faceți? Eu fac foarte bine. Dacă întreba cineva. Deci nu cred că întreba nimeni. Dar noi, băi. Da, aveam făcut unghiile și pe astea nu. Ce mai tare, nu? Ce mai tare din parcare. Așa era, nu? Da. Da. Dacă mai auziți o chestie pe aici, pe fundal, pentru că zic că nu că mai zic că se fac chestia asta, am ventilatorul. Nu am eu cel mai frumos pat, pentru că nu am stat să-l aranjez. Așa? De obicei n-aș filma așa, doar că... M-am plictisit. Cam 15%, da, 15%, super. Da, nu mai dar pe ăsta. Așa. Astăzi voi vorbi despre aceste chestii care se află la mine în cap. Codice. Mă rog, mai zice și afro braids, mai zic crochet braids. Mai există o grămadă feluri și chestii. Și eu am avut afro braids în perioada verii. În verii trecute. Pentru că vara asta, nu. Mă rog, am avut și n-am făcut nimic cu ele. Poze, nada, nimic. Am fost la mare și acolo am zis că nu vreau să-mi postez viața. Am zis că vreau să fiu izolată de internet. Și, da, mă rog, le-am avut. Prietenii mei știu chestia asta. Prietenii de acolo. Așa, crochet braids nu vreau și nici nu o să vreau, pentru că nu-mi plac și nici nu o să vreau să le am vreodată. Mă rog, cred că când voi fi mai mare, mai mare de atât. Așa, voi vrea să le am, dar că... Acum nu vreau și nici nu cred că o să vreau prea curând. No way. Vedeți că am niște elastice mici, pentru că puteam să fac varianta normală. Sau varianta asta, care e mult mai ușoară decât cea normală. Și am făcut-o pe asta. Mă rog, nu e o mama, că ea mi le face pe toate. Între timp am schimbat și împrejurările. O să trebuie să schimbăm din nou împrejurările. Da. Bun. Da. Acum o să stau în altă cameră, deși e foarte, foarte de cald. Dar nu contează. Vedeți că sunt îmbrăcată special pentru că filmez, că altfel eram pijamalele vreme foarte comode. Dar nu sunt. M-am pregătit sperea la răvai. Puteți să-mi dați un follow pe Instagram și pe TikTok, adică... Sau... Nu ezitați! Faceți chestia asta, pentru că acolo sunt mult mai activă decât pe YouTube. Mai ales pe Instagram. Story-uri, poze... Mă rog, așa... Revenind. Orice v-ați face, orice v-ați face la păr, trebuie să aveți mare grijă. Și o să vă lămuresc dată pentru totdeauna că atunci când ți le desfaci, de exemplu, eu o să mi le țin pe astea o săptămână. Ok. Da. Normal că o să scadă păr, pentru că tu nu te pieptin, da? Nu te pieptin. Iar atunci când te pieptin, scade păr. E normal. Înțelegi de totodată pentru totdeauna că părul ăla care atunci când te pieptănai cădea, e aici. Normal că o să scadă mai mult decât trebuia, pentru că se acumulează. Nu o să scadă foarte, foarte mult. Depinde cât îl ții. Să nu vă speriați pentru că nu mai văd de cald. Așa. Este ceva foarte, foarte normal. Acum o să vă explic. Așa. Mama. Așa. Bun. Deci. Vedeți că am câteva cărări. Da? Asta pentru că atunci când îți faci codințe, că nu se le mai zic codințe, da. Niște codințe normale. Total normale. Așa. Când ți le faci, o să ți se facă o cărare automat, pentru că părul, nu știu, mama așa face. Ia păr după cărări. Nu știu că e un rusesc ce spun eu acum, dar așa o face. Da? Și cred că așa face toată lumea.
și o să ai niște cărări. Mă rog, eu rog să fac asta pentru că mi se pare că arată foarte bine. Modurile în care poți să sprizi părul sunt nenumărate. Mă rog, ai 3-4 moduri. Poți să-ți faci o coadă normală, poți să ți le lași desprinse, poți să-ți faci un coc, cum l-am eu, sau poți să-ți prinzi, gen, să-ți lași câteva cudițe și să-ți prinzi aici. Pentru că nu poți să-ți faci cozi, nu poți să-ți faci picuri și alte chestii, pentru că nu ai părul tău. Sunt niște păr, păr, e un păr ori sintetic, ori... Da. E foarte, foarte cald. Da. Bun. Vezi primiera aia? Aia e pentru voi. Aia e inimiera mea pentru voi. Acum vă voi spune cum mi le îngrijesc eu. Pentru că eu mă spăl de obicei de 3 ori pe săptămână. Și atunci când aveam afrobrazi, mă spălam o dată pe săptămână. Ceea ce mi se părea foarte nașpă, pentru că îmi simțeam părul chiar dacă era prins într-o codiță, îmi simțeam foarte uleios și foarte glios și foarte... Mă rog, oricum îmi dădeam cu creme și măști și foarte multe. Dar că tot nu mi se simțeam uleios, pentru că mă spălam de 3 ori pe săptămână, iar acum nu mai pot. Când am avut afrobrazi, mi le spălam așa. Acum având ăsta, cel mai mult mi le-am ținut codițele astea, mi le-am ținut 3 săptămâni, atât a fost cât mi-am ținut cel mai mult. Și normal că mi se forma un păr uleios și cleos, doar ce eu nu m-am spălat. Mă spălam, pentru că mi-era foarte frică că o să mi se desfacă, că nu știu cum. Până la urmă am vrut să încerc, pentru că vreau să-mi fac codițe și să mi le țin o lună. Nu mi-a reușit, stați liniștiți. Am stat 3 zile. Da. Pentru că răbdarea, doar că eu acum am învățat să am răbdare și să le țin așa în coc, în ce pot, ca să nu mi le desfac. Deci seara mi le țin desprinse, pentru că trebuie să ia aer. Și vine într-una să desfac, le desfac. Te zic nu, așteaptă și stai cu minte. Așa, mă rog. Am făcut bădataș, mucioară nenorocită. Apropo, vă plac aceste chestii? Vă plac minunile mele? Și mai am una aici. Nu știu dacă vedeți, la mine... Da. Am încercat și mi-am făcut o codiță eu singură. Mi-am făcut-o și mi-am băgat-o în apă să văd cum funcționează cu șamponul și așa. Foarte greu. Credeți-mă că durează foarte, foarte mult să speli o codiță, deoarece săpunul rămâne printre... mișcările cozii, să zicem așa, printre felul în care e prins. Și trebuie să faci așa. Și oricum o să fie foarte frică că o să se desprindă. E horror. Credeți-mă că e horror. Iar atunci când vreau să mi le spăl, fac altă metodă, pentru că atunci când mi simt clios. Astăzi este sâmbătă, când cât suntem? 11 iulie. Eu vreau să mi le țin o săptămână. Asta înseamnă că pe data de 18 o să mi le desfac. Și o să vă arăt, pentru că o să fiu cu voi. O să țin așa. Și o să-mi pun și muzică, pentru că... Așa. Ca să ți le speli, pentru că dacă vrei să ți le ții, mă rog, eu vorbesc de condițele astea. Nu de afrobraids, nu de crochet, mă rog, la crochet braids nu știu exact cum se face, pentru că nu m-am uitat, dar da. Cred că așa se zice, crochet braids, sau mai sunt unele care zic ca dreadurile, doar că nu sunt dreaduri. Nu știu, exact, nu știu, exact, da. Bun. Ăsta este firul tău de păr, da. Trebuie să dai cu apă. Pentru că așa fac eu înainte să mă spăl, eu dau cu apă, nu pun direct săpun. Sorry, săpun, șampon. Dai cu apă, luzi. Și după, ca să-ți speli părul, pentru că da, poți să iei săpun pe mână, săpun, gen, nu lichid, sau șampon, pentru că ăla se ia foarte greu. Iei puțin, iei codiță cu codiță, dacă ai răbdare. Mi-a făcut mama asta și a durat o oră jumate.
Dacă n-ați înțeles, da, am zis că acum am așa durat o oră jumate. O oră jumătate. Adică 60 de minute, de fapt nu, 90 de minute. Da. Și să pun normal pe mână. Poți să iei și lichid, doar că ăla se curăță mai greu. Am încercat. Faci așa puțin, pentru că altfel se va la mai greu. Și doar tapetezi odată. Pentru că sapunul intră și așa nu se mai simți păr. Mă rog, o să folosesc și șampon, doar că na, nu înțeleg sensul, pentru că e același lucru cu sapunul. Deși are un efect mai aspru, cred. Da, mă rog. Tapetezi odată, speli bine, bine, usuci, așa și gata. Dacă vrei să faceți asta, vă recomand să nu o faceți, pentru că... Așa. Cum reacționează la diferite temperaturi? Păi, o să te usture. O să te usture. Dacă ai părul blond. Eu am trei culori în cap. Am șaten închis, care se vede. Am șaten deschis, care mai e pe aici. Și am blond. Șuvițe blonde. Nu mi le-am făcut eu, așa mi-a dat mama natură. Și nici nu mă văd despre rădătură, pentru că îmi place culoarea mea. Poate să-mi pun peruci. No way, nu știu. Bun. O să te usture. O să te usture când o să te speli. Pentru că o să... Scalpul tău o să te doară foarte tare, deoarece o să trebuie să dai și pe aici și pe aici. Și o să trebuie să apeși ca să se înfigă. Așa, asta vorbește pentru Afro Braids, cred. Nu știu dacă la astea, pentru că eu nu făceam așa, dar dădeam pe codiță, la scalp nu am dat. O să te usturi atunci când o să faci chestia asta, pentru că pe mine acum îmi doare tot capul. Mai ales aici, în părțile astea la ureche, pentru că e foarte dureros. Și oricum vedeți că sunt unele mai largi. Nu știu dacă vedeți, dar sunt unele mai largi decât ar trebui. Adică astea sunt strânse pe cap și asta e largă. Mai sunt unele pe la spate care le-am prins eu la mult. Așa. O să te mai ustre atunci când o să le desfaci. Pe mine m-a usturat ceva de groază. Și o să trebuie să-ți faci un pic de masaj. Masaj, să zicem, și o să trebuie să-ți tapetezi așa scalpul, ca să nu te mai doară, pentru că o să te doară extrem de tare când o să le desfaci dintr-un coc. De-abia aștept să faci, să nu aștepte. Da, mă rog, ar trebui să ți le întreții, nu să ți le întreții, stau foarte cocoșată, mă rog, nu știu, să ai grijă de ele, pentru că altfel vor apărea puncte albe pe undeva pe aici, gen mătreață sau alte chestii, din cauza, astea sunt fire care nu ai cum să le pui. Dacă o să-ți iei Afro Braids, o să-ți crească firicele care crește părul, o să te simți foarte relaxată când o să le desfaci. Atâta vă zic, o să simți nimic. Adică nu o să mai simți greutatea aia pe care o simțeai în cap. Se murdăresc destul de repede. Adică, de exemplu, dacă din greșeală ai vopsea, din uspui vopsea, e tare grosire, trebuie să iei cu scobitoare, trebuie să iei... În schimb, dacă pui pe părul normal, dai, faci așa de câteva ori și treci. Poți să... Acum vă dau câteva, nu știu, ponturi. Poți să-ți vopsești. Adică, de exemplu, poți să iei o cariocă, să dai pe o șuit, dar durează foarte, foarte mult. Și nu cred că vreți asta. Da. Ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut, sper că v-am ajutat. Dacă nu vi s-au întâmplat unele lucruri dureroase, spuneți-mi și mie cum ați făcut. Pentru că mie mi s-au întâmplat toate lucrurile astea și de-aia v-am zis. Da. Astea sunt întrebări pe care le-am primit odată cu când m-au văzut oamenii. Pentru că
Nu știu, oamenii cred că atunci când îți cade părul este din cauza asta și că nu o să-ți mai faci niciodată. Dar din cauza asta, dar nu e așa. Este absolut normal și foarte multă lume a zis doar că... Da. Așa? Dar că nimeni nu ascultă. Mă rog, protejați-vă de chestia asta, stați la distanță, purtați mască și să ne vedem cu bine. Vă pupii!